A mai trecut un an, suntem în prag de Crăciun și a venit moșu! Ei bine, fetelor, a sosit și momentul ăla în care voi deschide pachetul de la Secret Santa. Oh, da! Da, în clipul de astăzi am să vă arăt ce am primit eu de la moșul meu secret. Eu împreună cu fete de pe YouTube Girls România am făcut o colaborare. Știți voi, și anul trecut a fost colaborarea asta. Colaborarea se cheamă Secret Santa. Și ne dorim așa cadouri între noi fără să știm de la cine primim, dar știm cui trimite. Ei bine, moșul meu a sosit și în clipul de astăzi o să vă arăt ce se află în cadouașul meu. Am să vi-l arăt. Cadouașul este ăsta de aici. Și vine din Italia. Și cum vine din Italia, deja mă gândesc la cineva, mă gândesc la Gianina. Aveți linkul tuturor fetelor care participă la această colaborare în descriere, așa că puteți să vedeți ce au primit și ele, puteți să vedeți și cui am trimis eu. Nu o să vă spun, o să vă las link în descriere, normal. Și da, vă spuneam, eu cred că am primit de la Gianina, Gianina Italian Style. Aveți și linkul ei în descriere, bineînțeles. Și sunt așa super emoționată, de-abia aștept să deschid Dita-i pachetul care l-am primit acum. Și da, fetelor, avem una bucată pachet, o foarfecă și haideți să începem să desfac treaba, nu? Haideți să vedem ce e înăuntru. Bun, am dat camera mai jos ca să vedeți și voi pachetul. O să mă vedeți așa pe jumătate, dar nu-i nimica, nu? Contează să vedem ce este în pachet. Ai, Gianinuța! Hoi, câta cutia! Am desfăcut treaba. Nu v-am arătat că venea frumos cu un din ăsta pe el. Dar eu, bădărană, direct să desfac. Și hai să-l desfac pe aici. Câta cu tot are mâne, desfac pe aici. Să vedem, să vedem, să vedem ce e dintr-o. Oh! I-a uitat și fainul tot împachetat. Moșul italian a ajuns în Spania, ia uite și fain. Și aici am o felicitare. Oh, Gianina, super. Am să rup plicul, mă scuzi. Ia uite ce faină e. Oh, auguri. Asta nu o citesc. Asta o să o las pentru mine, pentru sufletul meu. Și haide să vedem. Oh, surpriză pentru Alexa. Opa. Oare să o desfac sau să o las să o desfacă? Hai bine, hai să o desfac eu și după aia eu am să o dau Alexei, ok? Deci, haideți să desfacem. Mie și milă să desfac. Totul este cu Moș Crăciun, wow! Ia să vedem. Am să trag cu ochiul și după aia am să o dau Alexei, ok? Oh, super! Ia uite așa de aici, Alexa. Un pachet cu... 4 ochi indre. O să le vedeți când o să desfacă Olio, o să vedeți video pe canalul ei. Wow, o să vedeți, și se bucură. Mai departe. Wow! Ai, ce emoționată sunt, doamne. Aici nu scrie nimic pe pachetelul ăsta. Hai să vedem ce este înăuntru. Un balsam de buze de la Frozen. Sau de plac Alexei, sigur. Frozen. Asta cum îl vede Alex, îl confiscă. Deja se știe. Mai departe. Pentru Alexa. Dar nu-i corect. Dar cât e pentru Alexa? Uitați voi, tot pentru Alexa. Dar nu-i corect. E moșul meu. Ia să vedem ce mai este aici. Cred că o cu surprize. Da, o cu surprize de la Barbie. Super! Să vedem ce mai e pe aici, ce mai e pe aici. Wow! Asta e mare. Scrie pe el. Nu-i corect. Nu-i corect. Deci spune, Elena, îmi pare rău că acest cadou nu este pentru tine, este pentru Alexa. Dar pentru mine ce e? Ia să vedem ce e aici. Alexa trebuia să iau cu mine să desfaci la un pachetul, dacă nu am știut că are atâtea multe lucruri. Oh my god! Super! De la Frozen, un parfum și un pahar din ăsta fițos de băut. Vai! Deci, să vedeți voi ce bucuroasă să fie Alexa! Alexa a venit moșul, Alexa doarme acum.
Acum îmi pare rău că n-am luat-o și pe ea cu mine. Eu uitat și fain asta, îmi place și mie. Deci paharul e super, mega mișto, ia uitat și fain. Ah, să vede, să vede, da. Super! Oh! Pachetul ăsta a căzut deja cirea înăuntru. Ce avem aici? E un gel de duș și va? Miroase super. Eu cred că astea sunt geluri de duș. Nu înțeleg italiana. Și asta o cremă. Asta este o cremă corporală de la Flori di Armazio. Sper că am pronunțat bine. Asta este, cred că astea două sunt geluri de duș. Miros super. Ia să vedem ce mai este aici. Încă un pachetel. Super, super, super. Scrie pe el ceva ce îți dorește mult. Wow! Janina, eu îmi doresc multe lucruri de mult. Ia să vedem noi ce se află în acest pachetel. Am să iau foarte gata, n-am răbdare. Am să tai direct. Ops! Oh my god! Ai, Janina, Janina, te amor! Deci punga asta e plină cu chestii de la Kiko, deci... Ai, mama mea, Doamne! Oare să încep să nu încep? Ia să vedem. Încep. O mascara, adică am să las pe piața jos. Este un rimel, sigur. Oh my god! O mascara de la Kiko cu efect volum, eu o desfac direct să văd pensula, nu pot. Vai ce pensula, Dumnezeule, deci m-ai dat pe spate. Deci dacă e rimeluri și rujul, eu-s nebunită. Tremur toată! Mai departe. Ce e ăsta? Nici mai știu să mai vorbesc. Un fart, nu? E un fart de la Kiko. Hai să-l desfac. E din asta de pus în paletă. Chiar am palete din astea goale. Super, 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 super. E un așa un roz metalizat. Nu știu cât de bine îl vedeți voi pe acolo. Mai departe. Încă un fard. De data asta este tot metalizat, dar este un albastru așa. Îl vedeți? Îl vedeți, îl vedeți, îl vedeți. Azi sunt nebună. Sunt nebună, sunt nebună. Îl vi-l arăt așa. Mai departe. Oh, ăsta ce este? Ăsta e din o ediție imitată de la Kiko, sigur. Tropical Waterproof Eyeliner. Wow, un eyeliner de la Kiko. Super! Wow, și argintiu! Păi mă, eu m-am machiat acum cu argintiu. De ce nu l-aveam să-mi fac o linie de tuș argintie? Wow, deci ăsta pentru sărbători. Acum, mâine mă fac cu el. Aici, una bucată ojă. Ah, sunt ca o fiară! Wow! Oi, oi, asta e suplendită, splendidă, am zis suplendită? Da, deci super cu splendid, un roșu de la Kiko, wow, deci încă o ojă de la Kiko și bineînțeles, și asta tot pe gustul meu, deci la Nina mă cunosc mai bine că mă cunosc eu pe mine. Asta este un mov așa roșiatic, bine că titui când filmez eu, ho! Da, un mov așa, cam culoarea vinului. Încă un far de la Kiko, ăsta este un mov, tot așa, efect metalic, sidefat. Am zis bine. Ăsta ce este? Color, un blush! Oh my god, deci vreau să spun că nebuna asta de Janina mi-a făcut o colecție întreagă de produse Kiko. Un blush! Oh my god, ce fain, ei. Ia uitați, ce blush frumos, ăsta o să-l folosesc, Janino, ca iluminator, da, ca iluminator o să-l folosesc pentru că este absolut fain. Wow! Încă un fard, tot de la Kiko, tot în genul ăsta perlat, sidefat, ăsta este o culoare genială, deci culoarea asta m-a nimerit maxim, îmi place foarte, foarte, foarte mult. Ce are mai aici? Smart lipstick, adică un... ruj! Hai să vedem ce culoare mi-ai trimis, Janina. E nebunie! E nebunie! Tot un ruj. Deci nu vă mai zic numere, nu vă mai zic nimic.
ăsta de aici. Mamă, mie, uitați-vă voi ce culoare e aici. Ăsta este un... ce frumos miroase. Ăsta este un roz. Nici mai știu ce mai vorbesc. Bun, continuăm. Un fard, încă un fard, încă un fard. O să-mi fac o paletă super mișto cu fardurile astea. Ăsta este un verde. Ia uitați aici ce verde. Uitați aici ce verde, Dumnezeule! Femeia asta vrea să mă omoare, vrea să dispară pe YouTube. Altă explicație nu există. Mai departe, și ultimile două produse din pungulița asta. Ia să vedem ce este aici. Wow, un fond de ten. Tot de la Kiko. Deci când o să-l probez, o să vă las poze pe Instagram. Un fond de ten de la Kiko. Urza Gloss Stilo. Încă un ruj. Ăsta e, cred că, formatul ăla Stilo. Dacă mă șer, da. Ăsta subțirelul. Ia suntem... Ia uitați-vă voi aici ce culoare. Deci culoarea asta chiar nu am în colecția mea de rujuri. Ia să vedem noi ce culoare e asta de aici. Ia uitați ce faină. Deci nu este chiar așa, nu rămâne chiar așa. O să trească să fac colecția mea de produse Kiko, pentru că m-au umplut geamina de produse Kiko. Bun, și ultima chestie care este aici și scrie ceva și pentru soțul tău. Ei, da, dar de ce pentru soțul meu? Dar ia uite. Hai să vă arăt ceva pentru soțul meu. Ce e asta? Soțul meu, hai că ai primit și tu ceva. Ia uitați voi aici ce chestie. Hai că pe asta n-am mai văzut-o. Tesorii de Orient. O să miros, că na. Păi, să duc cu ăsta, soțul meu, și deja sunt. Ha-ha. Da, și cred că am terminat. Da, am terminat. Deci, ce să vă spun? Sunt toată emoționată. Mulțumesc din suflet moșul meu de anul ăsta. Nu știu, cred că m-am purtat ca naibii în clipul ăsta, dar... Așa sunt eu când sunt emoționată și sunt fericită și da, îmi place să primesc cadouri. A fost un pachet super mișto, m-am bucurat de experiența asta. Nu știu, lăsați în comentarii cum vi s-a părut clipul și lăsați în comentarii cum vi s-a părut experiența asta așa de Secret Santa după ce ați văzut și clipul celorlalte fete. Eu vă doresc ca moșul să vă aducă multe, multe cadouri, să vă aducă tot ce v-ați dorit voi anul ăsta, tot ce ați scris voi pe lista voastră de cadouașe. Eu vă împăcesc, vă urez Crăciun fericit și toate visurile voastre să se împlinească acum de Crăciun. Vă împăcesc extrem și ne vedem în următorul clip. Ciao, ciao!